Dracula a speriat Transilvania. Karen Calhoun, alias Mr. Q, a fost un adevărat vampir pentru Ținutul Transilvaniei. Extrema Sesoftului a reușit 31 de puncte, fiind considerat cel mai bun jucător al etapei. Și Burlacu, capitanul echipei, a fost apreciat pentru evoluție, fiind cel mai bun jucător român pentru a doua oară consecutiv. De la Ardelen, Silvășan a fost principalul marcator, iar Daicheș își arată proteza la fiecare fază, dar fără folos. Nu există niciun secret pentru aruncările mele, doar muncă și multă concentrare, iar totul poate ieși foarte frumos. Toți prietenii mă întrebau înainte să vin aici, ce faci, te duci în țara lui Dracula? Nu va fi nicio problemă și chiar vreau să vizitez Transilvania, să văd ce se întâmplă. CSU Asesoft câștigă astfel a șasea confruntare consecutivă în compania lui Umobitelco. Se menține pe locul 2 în clasament la egalitate de puncte cu Revelația Mediaș.